Ați atins un punct sensibil aici, cumpărăturile la români și vine Paștele, da? Vin sărbătorile pascale. Ne vom întâlni, da, cu rudele, acele tradiționale, mese tradiționale. Cât de periculos este să ne întâlnim, da, și să mergem la cumpărături în perioada sărbătorilor pascale? Cum putem să evităm o transmitere și mai mare a acestui virus? În primul rând să respectăm toate aceste măsuri, în al doilea rând să nu lăsăm cumpărăturile pe ultima zi și să ne îngrămădim unii peste ceilalți în magazine, să apelăm la varianta online, iar dacă discutăm de celebrarea sărbătorii pascale, să încercăm din nou să păstrăm distanța fizică. Sigur că sunt anumite elemente care schimbă contextul față de anul trecut. Multă lume întreabă dacă va fi la fel. În cea mai mare parte, probabil că restricțiile vor fi și măsuri sanitare, însă gândiți-vă, dacă sunt familii unde toți membrii sunt vaccinați, cred că întâlnirea lor este posibilă și acest lucru se poate realiza. La fel se întâmplă cu familii care au fost vindecate de COVID în primăvara acestui an. La fel, dacă aceste familii au trecut prin boală, cu siguranță se pot întâlni. Deci va trebui să fie nuanțat comportamentul nostru în perioada sărbătorilor pascale în funcție de vulnerabilitatea de a ne îmbolnăvi sau nu de COVID. Deci ne putem aștepta, da, după aceste sărbători, la o creștere a cazurilor de COVID? Întotdeauna creșterile sunt rezultatul măsurilor de relaxare, deschiderii activităților cu publicul și evident că sărbătorile reprezintă o astfel de relaxare. Mai mult decât atât, persoanele care vor să sărbătorească, e clar că nu vor respecta în totalitate măsurile sanitare.